Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este joi, vă dau întâlnire din nou la o nouă ediție exclusivă. Astăzi vom discuta despre sistemul educațional din țara noastră. Mi-a acceptat invitația și îi mulțumesc încă o dată, doamna inspector școlar general, Felicia Man. Bună ziua și vă mulțumesc încă o dată! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și îi salut pe telespectatorii dumneavoastră. Doamna general, aș vrea să intrăm în problemă, ca să zic așa, doar ce a început noul an școlar. 2016-2017. Aș vrea să discutăm un pic despre starea școlilor, unităților școlare din județ și m-aș referi aici la acea celebră autorizație sanitară de la DSP. Cum stă județul Olt din acest punct de vedere? Din acest punct de vedere, județul Olt stă din ce în ce mai bine. Asta înseamnă că am făcut pași importanți spre remedierea problemelor pe care le aveam în anumite corpuri de clădiri cu destinație educațională, e drept izolate, care aveau probleme cu autorizarea sanitară de funcționare. Pentru anul școlar sau la începutul anului școlar, pentru că această situație este în modificare permanentă, la începutul anului școlar 2016-2017, din cele 496 de clădiri cu destinație proces educațional, și vorbesc despre clădiri și nu de școli, 396 au autorizație sanitară de funcționare, adică aproximativ 80%, și fără autorizație sanitară de funcționare sunt 100 de clădiri, deci aproximativ 20%. Față de anul trecut stăm mai bine, anul trecut numărul clădirilor autorizate era de procentual de 72,63%. Evident, numărul de clădiri în care se desfășoară proces educațional este, din păcate, pentru noi din ce în ce mai mic. Se modifică și acest număr din ce în ce mai mic. Pentru că trebuie să vă mărturisesc o statistică pe care o facem noi la început de an. Numărul de clase a scăzut anul acesta față de anul trecut cu aproximativ 100, peste 100 de clase, exact 111, 112 clase mai puțin, iar numărul de elevi a scăzut cu numărul de elevi a scăzut cu 2000, peste 2000 de elevi avem mai puțin anul acesta decât anul trecut. Și lucrul acesta a fost valabil și pentru anul școlar 2015-2016, când scăderea chiar a fost mai dramatică, 2600 de elevi am avut mai puțin. Prin urmare, și numărul de clădiri este din ce în ce mai mic și trebuie să vă mai spun ceva, procentul elevilor și preșcolarilor, pentru că, în general, fără autorizație sanitară de funcționare sunt în special grădinițe din sate izolate, este unul foarte mic, pentru că o grădiniță dintr-un sat izolat, să zicem, are 10 preșcolari, dar nu avem cadrul legal să-i deplasăm pe aceștia, nu avem cadrul legal și nici nu ne dorim să-i îndepărtăm de casă și ei își desfășoară activitatea în acea grădiniță, care mai are aspecte de îmbunătățit, să zic, ca să obțină autorizația sanitară de funcționare. Trebuie să vă spun că ne-am bucurat, și când spun ne-am bucurat, sunt solidară cu colegii mei directori, ne-am bucurat de sprijinul necondiționat al autorităților publice locale. Domnii primari s-au implicat în mod direct în rezolvarea problemelor școlii și avem școli dotate, școli reabilitate, avem dorința acolo unde mai sunt probleme de a accesa fonduri europene pentru reabilitare și pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare. Deci există un demers comun al școlii cu autoritatea publică, autoritățile publice locale, pentru îndeplinirea tuturor condițiilor necesare bunei desfășurări a activității didactice în unitățile de învățământ. Aici voiam să ajungem. Sunt foarte multe cerințe pentru această autorizație sanitară care nu depinde de dumneavoastră. Nu depinde. Și nici de școală. Sunt strict legate de autoritățile locale. Niciuna din cerințe nu depinde exclusiv de școală sau exclusiv de autorități.
Și motivele neautorizării sanitare pentru multe din unitățile de învățământ este lipsa apei potabile sau lipsa apei curente. Problema potabilității apei în județul Olt este una destul de gravă, aș zice eu, pentru că din statisticile pe care le dețin, 60% în 60% dintre localitățile județului apa nu este potabilă. Ori dacă nu există o rețea de apă curentă în localitatea, vorbim de localitățile rurale, atunci nu există nici posibilitatea clorinării, dezinfectării apei, deci școala cu siguranță nu va avea autorizație sanitară de funcționare. Am reușit pentru anul acesta, cu sprijinul, încă o dată, cu sprijinul autorităților publice locale, să rezolvăm punctual în anumite unități de învățământ unde acest lucru era impus, nu puteam să ne desfășurăm activitatea, să aducem în școală dozatoare de apă cu apă plată și atunci am rezolvat problema apei potabile și în modul acesta am rezolvat una dintre problemele majore ale școlilor, iar școlile s-au putut autoriza. În județul nostru mai există în acest moment clădiri care funcționează ca unități școlare deteriorate, încât să nu poată... Nu am avut, din câte știu eu, nu am avut niciodată astfel de probleme majore încât să nu putem să ne desfășurăm activitatea. Problemele punctuale existente au fost rezolvate rapid în procedură de urgență. Anul acesta am făcut ceea ce nu am făcut în anii trecuți. Am solicitat încă de pe la începutul lunii august prin adrese către primarii localităților din județul Olt să remedieze aspectele pe care Direcția de Sănătate Publică le-a identificat în școlile noastre, astfel încât să poată fi școlile autorizate. Deci, în acel moment, nu neapărat că am făcut un transfer de autoritate, însă era nevoie ca primarul să cunoască care sunt problemele cu care se confruntă școlile și să intervină de urgență. Și din semnalele pe care le am, acest lucru s-a și întâmplat. Și să aibă timpul necesar, vorbim de o lună și jumătate, în care exact. Se putea interveni optim și în multe situații. S-a și intervenit, da. Bun, cum spunea și dumneavoastră, aceasta este o problemă, să zicem, preponderentă a mediului rural. În mediul urban, cred că nu sunt situații de genul acesta. Nu, și nici în mediul rural, generalizând, v-am spus doar câteva grădinițe. În mediul urban există alte dorințe comune, școală, administrație publică locală, dorința de a dota unitățile de învățământ la standarde europene, astfel încât procesul de predare, învățare, evaluare să se desfășoare la standarde europene, evident, și să obținem rezultate din ce în ce mai bune. Investiția în școală și în educație a fost o prioritate a noastră tuturor, atât a inspectoratului școlar, a unităților de învățământ, dar nu în ultimul rând a autorităților publice locale, și a făcut din școlile județului Olt școli performante, lucru dovedit și de procentele de promovabilitate, dacă e să ne raportăm la un indicator măsurabil, procentele de promovabilitate la examenele naționale. Pentru că am ajuns în această zonă, cred că am mai spus acest lucru, la examenul național de bacalaureat, în ultimii 4 ani, în județul Olt am dublat procentul de promovabilitate. Dacă în 2012 aveam 29% procent de promovabilitate, acum avem 61%. Nu înseamnă foarte mult 61% raportat la procentele naționale, înseamnă însă foarte mult pentru noi, pentru că 30% raportat la trecut. 30% înseamnă cea mai mare creștere, sau ne situăm între județele cu cea mai mare creștere a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, și raportându-ne și de la un an la altul, suntem în pe zona de verde, să zicem așa, a statisticilor Ministerului Educației. Doamna generală, că tot ați adus în discuție examenele naționale, examenul de bacalaureat și testarea națională. Județul Olt, după cum spunea și dumneavoastră, în județul Olt, creșterea a fost semnificativă în ultimii ani.
De ce credeți dumneavoastră că s-a ajuns aici? Deși vă întreb acest lucru relaționat și cu condițiile din unitățile de învățământ. Credeți că odată cu îmbunătățirea multor unități de învățământ a crescut și, nu știu, dorința elevilor de a învăța, dacă vreți? A crescut atractivitatea orelor. În sensul că trebuie să vă spun că din studiile pe care noi le facem permanent, motivația elevilor pentru școală este esențială pentru rezultatul elevului, la sfârșit de ciclu sau rezultatele pe parcursul anilor de școlaritate. În momentul în care utilizezi metode active, în momentul în care utilizezi calculator, tablete, platforme de e-learning, metode diversificate, foarte apropiate de preocupările elevilor, atunci materia pe care o primesc la școală, care inițial poate nu să se atractivă, fiindcă n-a avusesem laboratoare dotate sau n-a avusesem mijloace active, vizuale în special, elevii învață foarte mult utilizând vizualul. În momentul în care în școală s-a investit foarte mult și au apărut aceste echipamente, elevul a fost mai motivat, lecția a fost mai atractivă, a devenit mai motivat și absolut rezultatele au fost mai bune. Nu trebuie să uităm că în această perioadă noi am implementat proiecte cu fonduri europene semnificative, milioane de euro, s-au dus către elevi și către unitățile de învățământ. Și toate acestea, conjugate cu eforturile autorității de a dota unitățile de învățământ, au condus și la îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor. Până la urmă, baza pregătirii unui elev stă la activitatea în clasă. Activitatea suplimentară are rolul ei, pe care nu trebuie să-l negăm, însă pe tot parcursul școlarității, activitatea la clasă trebuie să fie una foarte bună, trebuie să avem profesori motivați, dar și elevi motivați pentru studiu, și atunci cu siguranță că rezultatele din sistemul de educație din România vor crește semnificativ. S-au văzut rezultatele, dacă vreți, și după cele 3 luni de vară, în care elevii din județul Olt au susținut a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Ne-am situat pe locul 11 la nivel național la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. Înseamnă mult, mult pentru noi, de suntem în top, suntem primii iarăși în regiune, ca și la evaluare națională. A însemnat mult pentru noi, este motivant pentru noi, inspectoratul școlar, atunci când vedem că roadele muncii noastre, dar în principal ale colegilor noștri din școală și ale elevilor, sunt răsplătite de rezultate mai bune. Ne dorim o școală performantă pentru ei. Nu pentru școală, este un obiectiv asumat de noi, este un obiectiv îndreptat către tinerii, către elevii și tinerii acestui județ, pentru că ne dorim o forță de muncă calificată, ne dorim oameni specializați într-o meserie sau într-o specializare înaltă, care să aibă, să producă o plusvaloare pentru societatea noastră. Societatea românească, societatea europeană, indiferent depinde unde de vor... alegerea fiecăruia. Depinde de alegerea fiecăruia. Însă ne dorim elevi care să plece de pe băncile școlii noastre cu tot bagajul de cunoștințe necesar. În aceeași ordine de idei, dacă am stat să ne raportăm, ar însemna elevi specializați sau absolvenți specializați și în urma absolvirii unor școli profesionale. Absolut. Am tot discutat despre importanța școlii profesionale, pentru că este una foarte mare. Forța de muncă nu este doar forță de muncă specializată, calificată, cu calificări înalte, să zicem așa. Forța de muncă calificată într-o școală profesională dă competențele necesare unui absolvent, astfel încât acesta să se poată încadra pe piața muncii imediat, cu rezultate foarte bune pentru angajator, în primul rând. Și sperăm să avem o lege a învățământului dual rapid,
Noi am făcut pași importanți în stabilirea unor parteneriate, atât cu agenți economici din România, cât și cu agenți economici din Italia și din alte țări, astfel încât în momentul în care vom avea cadrul legislativ necesar, să putem demara activitatea într-o școală profesională duală. Existau, știu că la nivelul județului Olt există tot felul de parteneriate pe care dumneavoastră, să zicem că dumneavoastră ați pus baza și cu autoritățile locale și cu mai multe societăți de pe platforma industrială, spre exemplu. Și știu că se încercase, practic dumneavoastră încercase să fiți pionierii unui învățământ dual. Facem asta de 3 ani. De 3 ani ne străduim și reușim să stabilim un dialog permanent cu agenții economici, nu numai din Slatina, din județul Olt, astfel încât să stabilim și să realizăm parteneriate educaționale pentru unitățile de învățământ, tripartite, să zic așa, parteneriate în care fiecare parte, inspectoratul școlar pe de o parte, școala și agentul economic, să aibă atribuții bine delimitate, dar care să vină, evident, și care au în primul rând în centru elevul. Elevul cu trebuințele lui și cu necesitățile lui de formare. Da, dar vedeți dumneavoastră, ne mai izbim și de un zid în ceea ce privește această școală profesională. Cum o știm toți, școală profesională. Este o reticență și din partea elevilor, dar și din partea părinților la un moment dat. Adică știți că la noi nu că trebuie să facă facultate, se specializeze într-un domeniu mai, cum spuneați dumneavoastră, mai înalt. Asta nu exclude o meserie, ce-i drept. Activitatea de consiliere pentru carieră, consiliere școlară și profesională, este o activitate de lungă durată care, sau pentru care efectele, rezultatele nu se văd imediat. Împreună cu Centrul Județean de Asistență Educațională desfășurăm permanent activități de consiliere. De când am înființat, din 2012, la finalul anului 2012, dacă vă amintiți, am înființat Cabinetul de Orientare Școlară și Profesională, care la momentul acela era unic în România, într-o instituție de stat. Desfășurăm activități permanente, iar anul acesta vom accelera și vom diversifica activitățile de consiliere, în sensul că nu adresabilitatea acestor activități nu va fi doar către elevii din anii terminali, clasa 8-a sau clasa 12-a, ci pe tot parcursul școlarității. Încă din clasa 5-a, o orientare școlară timpurie către domenii către care elevul se simte pregătit, are competențele necesare să îndeplinească cu succes anumite activități, împreună cu părinții, pentru că, așa cum știți, activitatea de consiliere se desfășoară în același timp părinte-copil, sunt convinsă că în timp, nu pot să apreciez cât de lung, de mare va fi orizontul de timp, în timp vom obține rezultatele pe care le așteptăm. Doamna general, spunea și dumneavoastră la un moment dat de numărul foarte sau mult mai scăzut de elevi. Vor mai exista în județ situații în care anumite unități de învățământ își vor pierde personalitatea juridică? Pentru că de desființat un fel de a spune, nu cred că mai este cazul. Este o întrebare complicată, grea, la care nu vă pot răspunde acum. Nu este, așa cum știți, nu este decizia inspectoratului școlar. Este o activitate de analiză complexă a rețelei școlare, a efectivelor de elevi în formațiunile de studiu. Este o decizie pe care o luăm împreună cu autoritățile publice locale și la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, când vom aproba în Consiliul de Administrație noua rețea școlară, vom aviza, de fapt, vom da avizul conform pentru noua rețea școlară, pentru anul școlar 2017-2018. Până atunci nu mă pot exprima, fiindcă nu am început analizele pe acest subiect, nu mă pot exprima. Însă probabil că structuri în care își desfășoară activitatea foarte puțini elevi sau foarte puțini preșcolari, dacă există posibilitatea ca aceștia să fie transportați, și așa cum știți, avem multe microbuze școlare la școala de centru, atunci
cu siguranță că de comun acord cu reprezentanții școlii, Consiliul de Administrație al Școlii, cu reprezentanții autorității publice locale, vom găsi cele mai bune soluții pentru eficientizarea rețelei școlare. Nu este vorba de închidere de școli și aș vrea să înțeleagă toată lumea că nu ne dorim școli mai puține. Faptul că avem școli mai puține este rezultatul acestei depopulări a școlilor noastre. Nu este nimeni vinovat pentru asta. Încercăm în măsura în care putem să avem o ofertă educațională racordată cu necesitățile și cu populația școlară pe care o avem la acest moment, însă este un proces, se pare, destul de rapid și de îngrijorător pentru noi. Nu este dorința nimănui, dar este o situație în fața căreia sunteți puși și... Este o realitate și trebuie să o luăm ca atare. Vreau să vă spun că în ultimii 4 ani rețeaua școlară a suferit multe modificări. Ea a devenit însă mult mai flexibilă, mult mai eficientă. Chiar dacă nu ne încadrăm în costul standard, în bugetul alocat conform costului standard per elev, există din motive obiective, noi facem eforturi permanente ca acest cost standard per elev sau bugetul alocat conform costului standard per elev să fie în măsura în care se poate acoperitor pentru necesitățile de funcționare ale școlilor. Necesitățile de dezvoltare ale școlilor, deci ceea ce înseamnă proiecte de dezvoltare instituțională, acestea sunt realizate prin proiecte pe care școlile le pot accesa direct, sunt granturi la care școlile pot să acceadă în mod direct, vedeți proiectul ROZ, sau multe alte proiecte pe care le accesează sau finanțările la care au acces școlile în mod direct. Erasmus Plus, care este un proiect destul de variat. Erasmus Plus, care implică în special mobilitatea cadrelor didactice și elevilor, dar și dezvoltarea instituțională. Mai avem acum, săptămâna viitoare, inaugurăm câteva obiective de investiții realizate de unitățile de învățământ câștigătoare ale olimpiadelor Kaufland. Au câștigat 15.000 de euro. Nu uitați că avem 5 unități de învățământ care au câștigat 15.000 de euro. Ceea ce înseamnă ceva. Înseamnă mult pentru o școală din mediul rural, așa cum este Găneasa, sau pentru școli mici, Bircii, sau chiar și școli din mediul urban. Este o investiție substanțială. Este o investiție substanțială. Aud, înțeleg că au investit în infrastructură educațională de tipul laboratoarelor multimedia, așa cum se întâmplă la școala gimnazială Ștefan Protopopescu. La școala gimnazială numărul 2 Caracal am înțeles că au investit într-un teren de sport, dar s-a alăturat grantului oferit de Kaufland România și o contribuție importantă a primăriei municipiului Caracal și multe alte investiții, evident în funcție de necesitățile și de proiectul de dezvoltare instituțională al școlii respective. Bun, aici mai veniți și dumneavoastră în completare cu fonduri prin proiectele pe care dumneavoastră le-ați accesat de-a lungul timpului. Da. Doamna general, aș vrea să discutăm un pic despre ce se va întâmpla perioada imediat următoare cu directorii de școli. Există, acum s-a tot făcut, să zicem, o vâlvă cu ce va însemna concursul pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în școlile din România. De la început vreau să vă spun că am fost adepta și sunt adepta profesionalizării funcției de director. Încă de la începutul mandatului le-am mărturisit colegilor că îmi doresc concurs atât pentru ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control din inspectoratul școlar, lucru care s-a și întâmplat. Avem însă în toamna asta iar 2 concursuri, dar și pentru ocuparea funcțiilor de director. De fiecare dată le spuneam colegilor mei că este foarte bine să se pregătească și le dădeam exemplu personal. Atunci când eram director, învățam permanent și chiar stăteam cu cărți de management. Colegii nu mai spun că așa se întâmplă permanent și acum legea este un instrument
și este un instrument important pentru un conducător de instituție. Acum se și întâmplă acest concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, în paralel cu desfășurarea activităților în școală. Le este mai greu directorilor în funcție să facă o pregătire de calitate. Aseară nu am o situație actualizată. Aseară aveam 52 de colegi care se înscriseseră pe cele 207 posturi de director și director adjunct pe care le-am scos la concurs. Însă cred că s-a exagerat un pic cu atenția focalizată pe acest concurs care, repet, va fi transparent, se desfășoară după proceduri transparente, va fi foarte bine monitorizat, se desfășoară în conform legii, atât legii educației cât și metodologiei de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de director aprobat prin Ordinul de Ministru 5080 din 2016, din 31-8-2016. Totul va fi, toate probele de concurs vor fi monitorizate audio-video și este foarte important de știut acest lucru. Ce mi se pare însă foarte, foarte important, dincolo de probele de concurs, și n-aș vrea să intru în detalii decât dacă vă doriți acest lucru, că numărul de posturi de director și director adjunct scoase la concurs reprezintă 4,83% din totalul posturilor didactice de la nivelul județului Olt, că ne dorim și personal îmi doresc să ocupăm toate cele 207 posturi prin concurs, iar dacă nu se va întâmpla acest lucru, vom avea o procedură aprobată în Consiliul de Administrație de alegere a directorului și așa cum prevede metodologia, prin consultarea Consiliului Profesoral al Unității de Învățământ. Metodologia prevede foarte clar că în cazul în care un cadru didactic participant la concurs nu a obținut postul, pentru că n-a obținut din vari motive, cu siguranță vom avea o consultare a Consiliului de al Consiliului Profesoral al Unității de Învățământ. Și după această consultare va veni avizarea cadrului didactic în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar. Lucru care nu era, nu-l aveam într-o procedură. Să sperăm că vom găsi peste tot cadre didactice doritoare să ocupe această funcție, fiindcă detașarea în interesul învățământului, nu știu dacă știți, și acum și din totdeauna, se face doar cu acordul persoanei. Și încă o dată, probabil, ați aflat că directorii aflați în funcție care nu se prezintă la concurs sau care nu promovează probele de concurs, nu vor mai putea ocupa această funcție după 16 decembrie, când este data la care noi trebuie să validăm în Consiliul de Administrație noua conducere a unităților de învățământ. Putem asista la situația în care fie toate funcțiile de director, director adjunct, vor fi ocupate de persoane care dau concursul și reușesc să treacă de acest concurs? Sau mai pot fi situații în care se va stabili un director de școală prin delegare? Ca și până acum, cum se mai proceda? Pentru ce perioadă poate fi ocupată această funcție prin detașare? Până la viitorul concurs, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2016-2017, care sfârșit al anului școlar este în 31 august. În 31 august, până la data de 31 august, cu 1 septembrie anul viitor, vom avea alt director, dacă nu cumva, între timp, se mai organizează o nouă sesiune de examen. Și atunci, practic, dumneavoastră spuneți că până la 31 august anul viitor, toate școlile vor fi ocupate prin concurs, toate funcțiile de director. Nu. Sau nu pot fi situații în care... Nu spun acest lucru. Spun așa, că după această sesiune de concurs, anumite școli vor avea directori cu concurs, cu contract de management pe 4 ani. Alte școli vor avea, ca și până acum, ca și în ultimii 8 ani, da, directori care ocupă
această funcție prin detașare în interesul învățământului. Care directori sunt alții decât cei, sau vor fi alții decât cei care au ocupat această funcție până în acest moment. Acești directori se vor, vor fi stabiliți printr-o procedură pe care o elaborăm la nivelul inspectoratului, dar pentru care avem elemente de susținere în metodologia de concurs, cu consultarea Consiliului Profesoral. Adică vom merge, reprezentanții inspectoratului școlar se vor deplasa la unitatea de învățământ, vor purta discuții cu totalitatea cadrelor didactice din acea unitate de învățământ și vom alege împreună, ei își vor alege practic, conducătorul. Viitorul director de școală. Viitorul director de școală. Dacă între timp, până la sfârșitul anului școlar, se mai organizează o nouă sesiune de concurs, alți directori de la posturile, de la unitățile de învățământ unde există posturi neocupate, pot participa la o nouă sesiune de concurs. Așa cum nu știți, în 2008 eram inspector pentru management la Inspectoratul Școlar Județean Olt și a organizat ultimul concurs pentru directorii directori până în acest moment. Atunci organizarea era doar făcută de Inspectoratul Școlar, nu ca și acum, nu era concurs național. Și procedurile erau altele pentru că legea în vigoare era alta. Bun, dacă până la sfârșitul anului școlar în care suntem, 2016-2017, nu se mai organizează concurs, detașarea pe care o vom da-o în 16 decembrie va fi până la 31 august. Dacă nu, va fi până la momentul concursului. De fapt, decizia de detașare așa și spune. Până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu, până la sfârșitul anului școlar 2016-2017. Deci o persoană care nu promovează concursul, să zicem, într-o unitate de învățământ și este numit un alt director, acesta poate fi maxim până la finalizarea anului școlar. Da. De atunci, chiar dacă se hotărăște o detașare, va fi către altă persoană, să înțeleg. Nu neapărat, metodologia nu prevede acest lucru. Se acordă continuitate la detașare, cumva să zicem, cu toate că nu e prevăzut de metodologia de mobilitate. Nu este prevăzut, doar după concurs este prevăzut în mod explicit că o persoană nu poate ocupa funcția de director dacă nu a promovat concursul sau dacă nu s-a înscris la concurs. Asta înseamnă că n-a dorit, poate. Da, sigur, este o opțiune personală. Participarea la concurs este o opțiune personală. Reușita este rezultatul unui proces de evaluare. Obiectiv, cu siguranță, vă asigur că va fi un proces de evaluare obiectiv. Doamna general, s-a vehiculat cel puțin deocamdată că acest concurs va fi structurat pe două probe, o probă scrisă, apoi un interviu. Este structurat pe trei probe, nu două. Proba scrisă, probă națională, care se desfășoară în toate județele în același timp, în 12 octombrie. Proba de evaluare a CV-ului, care se desfășoară în plenul comisiei și proba de interviu, susținerea scrisorii de intenție și a ofertei manageriale pentru școala unde candidează respectivul profesor. Trebuie să mai facem o precizare, este necesară aceasta. La acest concurs nu pot participa decât profesorii care sunt înscriși în Registrul Național al Experților în Management Educațional, registru care suferă modificări în sensul că există etape, cel puțin una pe an. Am avut și una de curând, care s-a finalizat în 1 septembrie, de acces în acest registru. Se face o evaluare, e drept doar a documentelor care atestă calificarea candidatului la această funcție, în special a cursurilor de formare, dar nu numai, și a experienței în management,
respectiv dacă acea persoană a mai ocupat funcții de conducere, îndrumare și control sau dacă a ocupat funcții importante în școală, responsabil de comisie, șef de catedră și așa mai departe, consilier educativ. Toate aceste lucruri punctează în evaluare și avem peste 600 de cadre didactice la nivelul județului Olt care pot să participe la concurs pentru că îndeplinesc această condiție eliminatorie. Și la numirea directorului în urma concursului, în cazul în care acesta nu a promovat concursul sau nu a participat, alegerea făcută prin consultarea Consiliului Profesoral se face tot dintre cadrele didactice care sunt membre ai Corpului de Experți în Management. Doar acolo unde nu există, alegerea lor sau numirea lor se face cu avizul Consiliului de Administrație al Inspectoratului. Acolo unde sunt situații în care nu este niciun cadru didactic înscris în corpul de experți, pentru că trebuie să vă mărturisesc că avem câteva școli în care nu avem decât un singur cadru didactic înscris în corpul de experți și acela este directorul în funcție. Și atunci da. Nu prea aveți multe găsim de făcut. Soluții, ne dă metodologia soluții. Deci, practic, în acea situație nu se poate înscrie la concurs doar actualul director. Da, nu se poate înscrie la concurs decât actualul director, dar se pot înscrie cadre didactice care sunt membre în corpul de experți, care sunt titulare în altă unitate de învățământ. Deci nu se poate înscrie din școală, dar poate să vină dintr-o altă unitate de învățământ un cadru didactic și se poate înscrie la concurs. Așa cum o persoană se poate înscrie să candideze pentru mai multe unități de învățământ sau pentru mai multe funcții în același timp. Deci aceeași persoană se poate înscrie dacă la școala respectivă are și director și director adjunct, se poate înscrie și la concursul pentru director și la concursul pentru director adjunct. Și ierarhizarea sau este declarat admis candidatul cu cel mai mare punctaj. Este prevăzut de metodologie și este și logic. Este relativ simplu de stabilit. Sigur, dacă stăm să, sigur că da. Dacă stăm să ne gândim. Doamna general, n-aș vrea să ajungă la final emisiunea noastră de astăzi și să nu punctăm un aspect foarte important, a zice eu, și anume finanțarea per capita de care ați amintit și dumneavoastră. Aș vrea să de aici să trasăm două direcții, dacă vreți, din punct de vedere al dumneavoastră ca și inspector general școlar și din punct de vedere al dumneavoastră ca și profesor. Vi se pare justă această finanțare? Nu am fost consultați atunci când s-a stabilit și cred că nici nu avem abilitățile și eu nu am nici atribuții și nici abilitățile necesare ca să fac o apreciere de ordin economic, pentru că nu am calificarea necesară vis-a-vis de această finanțare per capita. Cert este că finanțarea per capita în învățământul preuniversitar nu este acoperitoare în multe cazuri pentru necesitățile salariale ale unităților de învățământ preuniversitar. Ea a suferit ușoare modificări și suferă ușoare modificări. Este aprobat cuantumul finanțării în fiecare an prin ordin de ministru și este diferențiată în funcție de zona și nivelul unității, zona în care își desfășoară activitatea și nivelul unității de învățământ. Sunt convinsă că până la urmă vor fi găsite și se găsesc de fiecare dată prin realocări bugetare, atât la nivelul UAT-ului, dar și la nivel județean și apoi la nivel național în această ordine, pentru cu siguranță că nu s-a întâmplat niciodată ca dascălii să rămână fără salarii sau să nu se plătească cheltuielile materiale cu întreținerea unității de învățământ. Nu s-a întâmplat acest lucru și nu se va întâmpla niciodată.
acolo unde rețeaua școlară este mult prea mare, în sensul că sunt unități de învățământ în care își desfășoară activitatea foarte puțin elevi sau preșcolari, avem practic de la toți primarii care reprezintă autoritatea publică locală, de la toate consiliile locale, avem un acord de finanțare al unităților de învățământ atunci când, dacă este cazul, în cazul în care se termină bugetul. Trebuie însă știut de la început că acești bani până la urmă vin de la bugetul de stat și bugetele locale nu vor suferi din cauza aceasta. Până la urmă banii vin de la bugetele locale pentru că cota sau bugetul alocat funcționării unităților de învățământ este realizat din cote defalcate de TVA, deci nu se pune această problemă. Sunt convinsă că în momentul în care va funcționa Institutul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar din România, institut care înțeleg că a fost înființat până la urmă, dar care este prevăzut în legea 1 ca instituție care să se ocupe cu analizele de sistem în acest domeniu, în acel moment vom avea un cost standard acoperitor. Ni se spune de fiecare dată, atunci când facem discuții pe probleme de buget, că în învățământul universitar alocările bugetare sunt mult mai mici și se pot acoperi necesitățile salariale. Însă în sistemul universitar există și o finanțare și un alt tip de finanțare, finanțare directă de la beneficiarii de educație. La noi nu există acest tip de finanțare, prin urmare nu cred că putem să facem comparație. Învățământul preuniversitar este un învățământ gratuit. Gratuit și de stat. Și, și atunci situația este incomparabilă. Incomparabilă. Și Ministerul Educației a făcut un lucru extraordinar anul acesta prin alocarea bugetului necesar și realizarea licitațiilor pentru achiziționarea de manuale pentru învățământul care nu este obligatoriu conform legii, adică pentru clasele a 11-a și a 12-a. Deja primim la depozitul de manuale pentru clasa 11-a și a 12-a și în zilele care urmează le vom distribui către unitățile de învățământ. Ceea ce înseamnă mare lucru, ținând cont de ce se întâmplă în trecut. Ceea ce înseamnă foarte mult, foarte mult. Absența unui instrument primar de instruire aduce un deficit. Ai nevoie de alte culegeri, costuri foarte mari. Până la urmă, elevul are nevoie și garantarea accesului la educație gratuit este un lucru foarte important. Și că tot am adus în discuție învățământul gratuit. Doamna general, și am mai avut discuția asta, dacă vă aduceți aminte, nu de puține ori, în ceea ce privește celebrul fond al școlii, fondul clasei. Unitățile de învățământ sper că nu există niciun cadru didactic din nicio unitate de învățământ din județul lor care să solicite fondul clasei. Dacă există acest fond al clasei, cu siguranță că este rezultatul unei hotărâri a Consiliului Reprezentativ al elevilor din clasa respectivă sau din școala respectivă și este gestionat exclusiv de părinți. I-am încurajat pe colegii mei, directori, să sprijine asociațiile de părinți, să devină asociații cu personalitate juridică, ONG-uri, ca să poată atrage și fonduri și să se poată constitui în parteneri cu drepturi depline în implementarea anumitor proiecte. Acolo unde există și s-a realizat Asociația Părinților cu Personalitate Juridică, această asociație deja a strâns fonduri pentru școală din 2%, din alte contribuții voluntare ale părinților. Deci nu există nici cum această obligație, o constrângere sau o condiționare sau
obținerea de privilegii pentru elevii care ar fi contribuit la ar fi un moment contribuit dat financiar. Pentru elevii ai căror părinți au contribuit financiar la dezvoltarea unității de învățământ. Sunt convinsă că nu există aceste lucruri, pentru că am o comunicare foarte bună cu toți dascălii din județul Olt și primesc informații pe toate canalele posibile de comunicare, oricând, în orice moment, în orice moment al zilei, telefoanele mele sunt deschise, în orice moment al zilei pot și primesc mesaje pe e-mail, pe WhatsApp, pe Facebook și pe alte rețele de socializare. Și nu în ultimul rând, prin audiențele pe care le dau permanent, chiar dacă am un program de audiențe. Și încurajez pe toți, părinți sau dascăli, care constată că există derapaje de la aplicarea legislației sau consideră că elevul sau preșcolarul a suferit un prejudiciu cât de mic, a fost viciat procesul de predare, învățare, evaluare, să mi se adreseze cu încredere că vom găsi împreună soluții și vom regla lucrurile din respectiva unitate de învățământ sau legate strict de un anumit de situația în cauză. Da. Bun, cel puțin și din cunoștințele noastre, că știți, noi aflăm cel mai repede de situațiile de gen, n-au mai fost. Cel puțin în județul lui, din punctul acesta de vedere, stă foarte bine în ceea ce privește relaționarea părinți-dascăl, cel puțin. Sigur, ne străduim să avem o astfel de relaționare bună. Și spuneam directorilor, fiecare ședință cu directorii este și pentru mine și pentru ei un exercițiu de formare, un transfer de nu numai de cunoștințe, dar și de informații, ci și o modalitate de a învăța lucruri noi, cum să faci un management participativ în unitatea de învățământ. Și eu zic că acolo unde există o comunicare bună între director și cadre didactice și părinți, parteneri foarte importanți în educarea copiilor și tinerilor noștri, acolo lucrurile sunt așezate, avem și rezultate bune. Acolo unde există bariere de comunicare, acolo cu siguranță că vom întâlni și probleme. Și de asta mai apar și modificări ale echipei de management. Unele sunt justificate pe greșeli majore pe care le-au făcut în anul școlar precedent, altele sunt justificate de faptul că nu și-au mai dorit să a fost o chestiune strict personală. Strict personală, da. Din varii motive, independente de boală, de școală, de dumneavoastră. Boală, de copii, stres maxim, pentru că trebuie să vă spun că nu este o meserie ușoară. Astăzi, azi dimineață, purtam o discuție cu doi colegi de-ai mei și un coleg inspector îmi spune așa că are de gând să meargă director adjunct la o unitate de învățământ și o altă colegă îi spune: mai gândește-te, să știi că este mult mai greu să fii director de școală, chiar și adjunct, decât inspector școlar. Și așa este. Și apreciez munca tuturor colegilor mei, chiar dacă uneori mai am câteva supărări pe evenimente punctuale. Munca unui director de școală, oricât de mică ar fi școala, este una foarte mare, pentru că în școlile mici nu se normează nici secretari, nu se normează, n-au decât un sfert de normă sau 30% de normă de contabil. Deci un director face tot. Un director face tot. Un director face tot și este foarte greu, pentru că trebuie să învețe tot. Nu are nici informatician. Noi acum facem totul pe platforme informatice, absolut tot, de la înscrierea elevilor la transferul lor și așa mai departe. Totul este informatizat. Comunicăm cu ei mai ales pe mail, nu foarte puțin prin telefon. Și au o sarcină foarte grea. Chiar glumeam cu ei și le spuneam faptul că
răspund de fiecare fir de păr din capul fiecărui elev din școală, vă dați seama că chiar și lucrul acesta este unul de importanță capitală, spunem noi, pentru bunul mers al școlii noastre. Responsabilitatea este una extraordinar de mare. Exact. Responsabilitatea este una extraordinar de mare și pot să apară evenimente neprevăzute oricând. Doamna, în general, pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, aș vrea să vă rog, dacă vreți, să transmiteți un mesaj către părinți, elevi și dascăli. Cum ar trebui să se desfășoare noul an școlar care tocmai a început? Dragii mei, așa cum spunea moderatorul emisiunii, dragii mei, elevi, părinți și nu în ultimul rând colegi, comunicarea este cheia rezolvării tuturor problemelor. Un dialog consistent ne poate sprijini pe toți, școală, părinți și elevi, să avem un proces educațional de calitate. Vă îndemn să comunicați, pe părinți îi îndemn să fie mai aproape de școală pentru a putea duce la bun sfârșit proiectele în care școala este angrenată. Și nu uitați, dragi părinți, că fără dumneavoastră procesul de educație nu se poate realiza și avem nevoie permanent de dumneavoastră. Stimați colegi profesori, dumneavoastră sunteți foarte tineri, cu toții, chiar dacă sunteți în prag de pensie, pentru că permanent învățați. Vă sfătuiesc să faceți acest exercițiu de învățare permanentă și după ce veți ieși la pensie. Învățarea permanentă ne ajută pe noi toți, nu numai să ne menținem tinerețea, dar să fim în pas cu nevoile și necesitățile de dezvoltare, de instruire ale copiilor și tinerilor noștri. Dragi elevi, vă sfătuiesc să vă duceți la școală, să vă îndepliniți sarcinile la școală și să aveți un dialog permanent cu dascălii voștri, să le spuneți ce vă doare și ce vă nemulțumește în activitatea lor. Acest lucru este foarte important pentru noi și vă asigur că nimeni nu se va supăra pe voi. Vă urez tuturor succes în anul școlar 2016-2017. Să sperăm că va fi un an mai bun și cu siguranță va fi așa, pentru că suntem cu toții motivați să obținem rezultate mai bune, pentru că ne pregătim continuu să obținem aceste rezultate. Le spun și eu același lucru, baftă noul an școlar. Doamna general, eu vă mulțumesc că mi-ați acceptat și de această dată invitația. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii, căci educația este un domeniu vast al existenței noastre umane, dacă vreți. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături și astăzi. Rămâneți pe Prima TV Slatina, urmează știrile Focus Latina. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție exclusiv. La revedere, o după amiază plăcută în continuare.